veți asculta un mesaj din Sfânta Scriptură rostit de pastorul Teodor Dronca. Frați și surori, vă îndemn să deschidem împreună inimile noastre pentru cuvântul Domnului pe care îl vom citi din 2 Timotei, capitolul 4, începând de la versetul 7. Pagina Sfintele Scripturi, pentru cei ce doresc să urmărească, 1171. 2 Timotei, capitolul 4, citim cu ajutorul Domnului de la versetul 7. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănire pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Caută de vino curând la mine, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescen s-a dus în Galatia, Tit în Dalmația. Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în Troa la Carp și cărțile, mai ales pe cele de piele. Alexandru Călderaru mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile, și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția Lui cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă rog să ocupați locurile. Minunate au fost cântările care s-au cântat până acum, frații noștri, surorile noastre, cântăreții noștri, tinerii noștri, ne-au încântat și cred că nu numai auditiv, ci și spiritual, prin cântările și colindele nașterii Mântuitorului, care trebuie să fie pe buzele noastre în zilele acestea. Eu însă n-am să am un mesaj de nașterea Mântuitorului, mai e ceva vreme până acolo, și m-am gândit să iau acest text biblic, cred că Domnul m-a luminat în direcția aceasta, și să rostesc o predică despre Dima. Va fi o predică pentru tineri mai mult, dar dacă suntem aici, la ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, nu face rău nimănui dintre noi cuvântul Domnului pe care l-am citit. Dima. Este menționat de 3 ori în Noul Testament acest Dima. Prima dată, sau una dintre referințe, este din Filimon, versetul 24. Acolo Dima este consemnat și enumerat printre colaboratorii apostolului Pavel. A doua mențiune este în Coloseni, capitolul 4, versetul 14. Tot așa fugitiv și întreagăt e pomenită și personalitatea lui Dima, tot printre cei care erau alături de apostolul Pavel. Și aici, în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 10, este a treia mențiune despre Dima. Din păcate, cea de-a treia referință biblică nu spune lucruri bune despre Dima. Ce aflăm din cuvântul Domnului și din relatarea apostolului Pavel, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. Dima, cel care altădată era un bun creștin,
Un mai tânăr colaborator al apostolului Pavel l-a părăsit. De ce l-a părăsit Dima pe Pavel? Și dacă l-ar fi părăsit doar pe Pavel, nu era cel mai mare păcat. Că se mai despart oamenii în viață, prieteni buni, ajung la un moment dat să își finalizeze relațiile bune și câteodată asta nu-i prea bine, din prieteni ajung dușmani. Dacă l-ar fi părăsit Dima doar pe Pavel, ar fi fost și el unul dintre cei care au rupt anumite relații strânse alături de cei apropiați. Dar Dima l-a părăsit și pe Hristos. Exista o carte, și mai există și astăzi, se intitulează Quo Vadis și pornește de la o expresie pe care se presupune că a rostit-o apostolul Petru. Quo Vadis, Domini. Era împrejurarea în care Petru era închis, era în închisoare și a fugit de detenție. Pe drumul izbăvirii lui, asta nu scrie în Biblie, scrie în cartea aceasta, s-a întâlnit cu Domnul Iisus. Și direcția era aceeași, drumul era același, dar sensul era diferit. Petru evadase din închisoare și pleca spre libertate. Hristos venea invers, din libertate spre închisoare. Și l-a întrebat Petru pe Domnul, Quo Vadis, Domini, unde mergi, Doamne? Poate că aceasta, bine, Domnul a răspuns și a zis, mă duc să mor în locul tău, că tu trebuia să mori acum, să mă proslăvești cu o moarte de martir. Dar dacă tu fugi de suferință și de martiraj, mă duc eu, Domnul, să mor pentru tine în locul tău. Petru s-a rușinat și a zis, Doamne, tu ai murit odată pentru mine. Nu este cazul să mergi să mai mori a doua oară? Mă întorc înapoi și dacă asta e să se întâmple, voi plăti eu cu viața aceasta sau cu moartea faptul de a fi fost un martor al tău. Am putea să-i adresăm această întrebare și lui Dima. Quo Vadis, Dima? Unde te duci, Dima? De ce nu mai ești lângă Pavel? De ce nu mai ești lângă Hristos? Dima m-a părăsit. De ce? Se dă foarte clar și răspunsul aici. Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. Și l-a părăsit și pe Hristos. S-a dus la Tesalonic, nu cu treburi spirituale, ci cu treburi lumești. Frați și surori, tineri din vremea noastră pot să fie urmași ai lui Dima. Și noi cei care suntem mai bătrâni am putea să-i condamnăm, să-i osândim. Dar aș vrea din trei motive să iubim pe tineri ca Dima și să încercăm să-i întoarcem din drumul lor lumesc. Amin? Doamne ajută-ne! Vă spun trei motive. În primul rând, noi trebuie să iubim pe tineri pentru că sunt ai noștri, sunt din casa noastră. Unii sunt fii sau fiicele noastre, alții nepoții noștri, alții din casa bisericii noastre. Și Biblia spune, dacă cineva nu poartă grijă de cei din casa lui, mai rău ca un necredincios. De aceea, frați și surori, haideți să iubim, să-i corectăm, dar cu dragoste pe tineri ca Dima și să-i smulgem ca din foc. În al doilea rând, să avem în vedere să veghem asupra lor, pentru că și noi am fost ca ei. Am uitat, nu-i așa? Cât e de când eu am fost tânăr? Și alții au un parcurs mai lung de viață decât mine. Haideți să nu uităm că și noi am fost tineri. Și poate n-am avut noi, cei din generația mea, ispite cu internetul, cum au ei, tinerii de astăzi. Cred că părinții noștri n-au avut ca și noi ispite cu discoteca, care era încă și pe vremea noastră. Dar fiecare se războiește cu poftele tinereții și poftele tinereții sunt cel puțin de la Timotei încoace, adică de la Noul Testament încoace.
Pentru că Pavel i-a spus lui Timotei, fugi de poftele tinereții. Acum când îi vedem pe ei că au poftele tinereții, să ne aducem aminte că am avut și noi de luptat cu poftele tinereții. Ele au îmbrăcat anumite aspecte în generația noastră sau a părinților noștri și îmbracă altfel de coajă, un alt ambalaj pentru tinerii zilelor noastre. Dar dacă noi am fost tineri de nota 10 și nu prea am fost, dacă noi am biruit toate ispitele și nu prea le-am biruit, atunci am avea cumva dreptul să luăm ciomagul și să dăm, că Domnul a zis la întâmplarea cu femeia păcătoasă, cine n-are păcat, acela să ia piatra și să dea. Este cineva fără păcat aici? Este cineva care a învins toate tentațiile păcatului din vremea adolescenței și a tinereții? Nimeni nu zice că el este acela sau că ea este aceea? Păi nu avem cum să zicem, că Biblia spune că toți suntem păcătoși și toți am cedat într-o formă sau alta anumitor seducții ale păcatului. De aceea să iubim, să înțelegem, să ne transpunem în situația și în vremea tinereții pe care ei o trăiesc. Nu sunt maturi, câteodată sunt chiar copilăroși, uneori sunt firești și ne vine să măcar de ureche să-i tragem. Sau cum sunt mamele așa câteodată și de ciuful părului, pe unii chiar și de barbă, începem să-i putem trage. Dar, dragii mei, să o facem cu dragoste. Și în al treilea rând, să veghem asupra lor pentru că Iisus îi iubește. Mai mult decât îi iubim noi, că atunci când e vorba de fiul meu, de fiica mea, altfel reacționez față de când e vorba de fiul lucutare sau fiica lucutare. Dar poate că noi suntem părtinitori, noi părinții zilelor noastre. Noi ne iubim copiii noștri proprii și pe alții mai puțin sau deloc. Iisus însă îi iubește pe toți. Și când s-a confruntat Domnul cu un tânăr al generației lui, cu tânărul bogat, citim în Marcu capitolul 10, cu versetul 21, următoarele cuvinte. Zice evanghelistul Matei, Iisus s-a uitat țintă la el, la tânărul bogat. L-a iubit. Și pentru că l-a iubit, i-a zis, îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Iisus îi iubește pe tineri. Și de aceea ce iubește Iisus trebuie să iubim și noi, frați și surori. Nu sunt de acord cu acei slujitori ai altarelor care de aici își aruncă tirul și mitraliera asupra tinerilor, chiar dacă o fac, poate, eu știu, în cunoștință de cauză. Nu sunt de acord cu cei care dau în tineri și aruncă în ei și se vede că, deși ar avea dreptate, poate n-au dragoste. Noi trebuie să-i corectăm. Nu trebuie să fim părinți răi, nici spiritual, nici fizic. Eli a fost un părinte rău. El nu s-a uitat cu atenție la ce făceau copiii lui. Și a ajuns la un moment dat poporul să-i spună, băi, Eli, pruncii tăi, copiii ăștia, fiii tăi, fac ce nu este îngăduit și nu intrăm în detaliu. Și Eli, care a fost un părinte rău, i-a chemat pe fiii săi și a zis, băi copii, ce aud eu că faceți voi cu jertfele de la altar, cum pângăriți lucrarea lui Dumnezeu? Băi copii, nu e bine ce faceți. Și s-a mulțumit la atât. Dimpotrivă, Avram a fost un alt fel de tată, un tată bun. Și Domnul, când a fost vorba să-i descopere soarta Sodomei și Gomorei, a zis, lui Avram îi voi spune ce am să fac cu Sodoma și Gomora, căci știu că el va porunci casei lui după sine să țină calea Domnului. Frați și surori, iubiți părinți, bunici, avem datoria să iubim pe pruncii și pe nepoții noștri,
dar să le poruncim cu dragoste să țină calea Domnului. Domnul să ne ajute la aceasta. În textul pe care l-am citit sunt două istorii. Întâi este istoria lui Pavel, un ostaș credincios al lui Dumnezeu. Și el spune așa, m-am luptat lupta cea bună, despre care vorbeam nu de mult, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Ce istorie frumoasă! Ce trăire frumoasă! Ce final binecuvântat! Și în contrast cu această istorie vine cealaltă istorie. Istoria lui Dima. Versetul 10. Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Istoria lui Dima este istoria unui dezertor. Istoria unui om care a degenerat din punct de vedere spiritual. Titlul lui de onoare l-a terfelit și l-a transformat într-un nume al rușinii. Dima era cândva un creștin, un luptător, un tovarăș de slujba lui Pavel și numele de creștin îl onora, numele de luptător, de ostaș, alături de bătrânul Pavel în oastea Domnului îl onora. Însă prin atitudinea lui firească a transformat acest titlu de onoare, numele de creștin, într-un nume al rușinii, dezertor, a plecat. A abandonat lupta, m-a părăsit și cei mai trist este că l-a părăsit și pe Hristos. Știți că Biblia ne vorbește despre două categorii de oameni care se pierd. Oaia și leul. Oaia se pierde în afară și poate fi recuperată dacă cineva are umeri de păstor și se duce să o caute prin tufișuri, prin locuri care îi produc răni sufletești și o aduce înapoi la turmă. Dar există și leul care se pierde înăuntru, aici unde suntem cu toți în adunare și avem impresia că dacă Domnul va fi să fie răpire, acum toți vom fi răpiți. Eu vă spun, lucrul acesta nu se va întâmpla. Există lei printre noi, nu lei care seamănă cu leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, ci lei care se pierd în casă. Dima poate să plece sau să rămână în ceea ce noi numim biserică, congregație, dar poate să se piardă, să dezerteze. El este printre noi, dar nu este dintre noi și dintre ei Domnului. Și aș vrea să vedem de ce oare s-a pierdut Dima? De ce se pierd astăzi lei în casa noastră? De ce se pierd tineri în biserică? Tineri crescuți în familii de credincioși, tineri duși la binecuvântare, tineri purtați pe brațe de rugăciune, tineri care au crescut în casă cu rugăciuni și cântări și cu cuvântul Domnului. Tineri care au venit mai de bunăvoie sau mai de silă, duși de părinți la adunare. Și la un moment dat, îi vezi absenți. Ori că nu mai sunt pe acei, ori că sunt pe acei, dar gândul le este în altă parte. Și n-au nicio preocupare pentru lupta cea bună, lupta credinței pe care trebuie fiecare dintre noi să o duce. Quo vadis Dima? Dima al zilelor mele, al zilelor noastre, tinere, drag și iubit de Domnul Iisus și de noi, unde te duci? Nu cumva să te pierzi, că-i mare bai! Nu-L părăsi pe Domnul și nu părăsi pe oamenii lui Dumnezeu, aceștia pot să fie părinții tăi, pot să fie slujitorii lui Dumnezeu, Dima, nu pleca. A mai fost un tânăr în Biblie, unul Eutih.
Ăsta stătea pe fereastră și a căzut. Știți că e periculos și să te duci la Tesalonic, ca și Dima, dar e periculos să stai și pe fereastră, adică între biserică și lume, între Hristos și Belial. E periculos? Se moare când stai pe fereastră. Când cu un ochi ești la Hristos și cu altul la lumea aceasta, cum probabil într-o fază a vieții lui a fost și Dima. Eutih a căzut și a murit. Nu toți cei ce mor stând pe fereastră mai sunt readuși la viață. De aceea nu sta în locuri periculoase Dima al zilelor mele. Nu sta pe fereastră. Nu te duce la Tesalonic. Nu-l părăsi pe Domnul. De ce Dima zilelor noastre îl părăsește pe Domnul? Sau de ce Dima al zilelor lui Pavel l-a părăsit pe Domnul? Sunt câteva ipoteze. Poate că n-a înțeles în primul rând prețul urmării lui Hristos. Când a dat de necazuri, a zis, nu-mi place. Când a fost vorba să suferă persecuții și lângă Pavel se suferea, a zis, asta nu e în regulă. Când a fost vorba să sufere singurătate, să plece toți de lângă el, cum ați auzit că au plecat mulți de lângă Pavel, că nu numai Dima a plecat. La un moment dat Pavel zice, toți m-au părăsit, însă Domnul a stat lângă mine. Există momente pe calea credinței, tineri dragi, când toți ne părăsesc, când nimeni nu ne mai înțelege. Și când avem ispita aceasta să renunțăm la urmarea lui Hristos. Ce-mi trebuie mie singurătate? Ce-mi trebuie mie să nu mă înțeleagă părinții? Să nu mă înțeleagă păstorul, comitetul, biserica? Poate că Dima a plecat de lângă Domnul fiindcă n-a înțeles prețul urmării lui Hristos. Da, într-adevăr, Domnul Hristos nu ne promite numai trandafiri și flori, numai drum neted. O cântare a noastră spune, El n-a promis doar cerul senin, n-a promis că pe cale nu vor fi spini, dar ne-a promis din puterea sa, pe drum lumină că ne va da, al său bogat har în încercări și mângâierea în întristări. Stai lângă Domnul și dacă ai parte de necazuri, și dacă ai parte de persecuții, și dacă nu te înțeleg confrații tăi de generație, și dacă unii spun, băi, te-ai închis, ești prea tânăr ca să te închizi în închisoarea asta a bisericii care are o sumedenie de interdicții. Nu fă aia, nu gusta aia, nu te du acolo, nu te îmbrăca așa. Dragul meu, Dima, care mă asculți, înțelege că pentru a-L urma pe Hristos trebuie să plătești un preț. Cei ce sunt al lui Hristos, Iisus spune Biblia, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Și fie ca toți tinerii din adunare să facă ca și noi de altfel acest lucru. Să-și răstignească firea pământească. Amin. Domnul să le ajute la aceasta și să ne răstignim cu toții ca să nu mai avem probleme cu patimile și poftele ei. O doua ipoteză pentru care e posibil că Dima a fugit de lângă Domnul și de lângă Pavel este că poate el a iubit confortul mai mult decât pe Hristos. Fiecare ne-am dorit o tinerețe fără sinusuri, fără sincope, fără probleme, o viață confortabilă, lipsită de lipsuri, de îngrijorări, de probleme. Dar știți că confortul acesta este un mare dușman al nostru, al tuturor, atunci când este vorba să-L urmăm pe Hristos. Iată cum ar trebui să trăim noi. Romani, capitolul 12, versetul 1, ne spune următoarele. Și asta e un motto al vieții noastre. Zice, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. A-L urma pe Hristos nu înseamnă confort.
Înseamnă spirit de jertfă. Înseamnă să te dai pe tine însuți. Să te pui pe tine însuți pe altarul jertfilii de sine. Jertfa aceasta trebuie să fie una vie, una sfântă. Și ea este plăcută lui Dumnezeu și înseamnă o slujbă duhovnicească. Foarte mulți îl părăsesc pe Domnul fiindcă le lezează confortul lor. Nu se mai simt atât de liberi să facă ce vor, să se îmbrace cum vor, să meargă unde vor, să trăiască cum vor. De ce să fie ei robii lui Hristos? Vrem să fim liberi. Dar libertatea aceasta are și ea gradele ei. Libertatea prost înțeleasă duce la faliment și la ruină. Însă libertatea, în anumite limite sau grade de libertate, aduce biruința. Undeva cuvântul Domnului zice căci unde este Duhul sau unde este Domnul, acolo este slobozenia, acolo este libertatea. Nu există libertate decât numai în Hristos, dar un tren. Este liber să meargă pe șinele lui și observați că n-are obstacole. Pe la trecerile de nivel, toți trebuie să stea și pietoni și mașini, că e liber trenul să treacă. Dar ce ziceți dumneavoastră dacă trenul ar deraia și ar zice, băi, m-am tot săturat să merg tot pe liniile astea. Ia să văd cum e aventura aia să merg pe lângă linii. Când roțile trenului părăsesc libertatea de pe linii, libertatea de mișcare, se produce dezastru. Când noi depășim limitele, libertățile slobozeniei Domnului și din dorința de confort vrem să ne simțim mai liberi, fără îngrădiri, fără opreliști, atunci ne scriem propria noastră sentință la un destin veșnic ruinat. În al treilea rând, e posibil ca Dima să fi luat această decizie de a-l părăsi pe Pavel și mai grav pe Domnul, pentru că el n-a înțeles ce înseamnă calea îngustă. Era un tânăr entuziast ca mulți tineri. Măi, să te pocăiești, să mergi la adunare, să cânți în cor, în grupul de tineri, să mergi la întâlniri de tineret. Să cânți cântări mai tinerești, mai dinamice, nu de alea bătrânești care te ador. E frumos! Mergem! Dar faptul de a fi în biserică nu te plasează automat pe calea cea îngustă. Și poate că Dima n-a înțeles ce înseamnă calea îngustă. Știi ce înseamnă calea îngustă? Calea îngustă înseamnă că trebuie să porți crucea ca să ajungi mai sus de stele. Fiecare dintre noi am vrea să ajungem în cer, dar până acolo este o cruce de dus în fiecare zi și nu aia pe care o punem la capătul unui lănțișor. Nu, crucea nu este o bijuterie, crucea este o povară, crucea este o suferință și pe calea îngustă se poartă crucea. Cine nu înțelege cum e mersul pe calea îngustă, și cum e cu purtarea zilnică a crucii? Nu este un bun ostaș al lui Hristos. Într-o zi, mai devreme sau mai târziu, va pleca. Așa cum a plecat și Dima și așa cum au plecat și alții. Cântăm noi o cântare care spune pe calea îngustă e luptă, plăceri de șertăciuni pe ea nu-s, nu-i împodobită, dar-i dreaptă și e bună că duce în sus. Drept la cer conduce, a umbla este bine pe ea. Tineri dragi, înțelegeți ce înseamnă calea îngustă. Nu poți merge cu multe bagaje. Trebuie să te ușurezi de anumite lucruri care nu încap în mersul pe calea cea îngustă. Și asta nu pentru că părinții vă interzic anumite lucruri, nu pentru că păstorul sau comitetul bisericii nu este de acord cu bagajele pe care le purtați, ci pentru că Domnul nu ne primește pe calea îngustă decât numai într-un anumit fel. Și numai cu un singur bagaj, crucea, pe care nu avem voie să o abandonăm,
și pe care trebuie să o purtăm în fiecare zi. Este bine pentru un tânăr, pentru un om, zice în plângerile lui Ieremia, să poarte un jug în tinerețea lui. Oamenii fără jug sunt neînfrânați și câteodată desfrânați. De aceea luați jugul lui Hristos și să-l luăm cu toții, că pe calea îngustă se poartă crucea. Înainte de a ajunge dincolo de stele, în raiul lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să purtăm crucea pe calea îngustă. Probabil Dima a refuzat să poarte crucea și de aceea a ieșit de pe calea îngustă și s-a prăbușit, s-a ruinat. Am să pun câteva întrebări lui Dima. Nu lui Dima din Biblie. Probabil i-a pus Pavel anumite întrebări. Am să pun însă câteva întrebări lui Dima din zilele noastre. Lui Dima, care nu înțelege mersul pe calea îngustă, care nu este de acord să lase bagajele lumii deoparte, care iubește confortul mai mult decât pe Hristos și care n-a înțeles prețul de a-L urma pe Domnul. Dima, vreau să spun câteva întrebări. Prima întrebare, Dima, care vrei să pleci de lângă Domnul, care nu te mai simți confortabil lângă El, care te pierzi aici sau afară, vreau să te întreb, ai uitat că Domnul a suferit și pentru tine? A fi creștin înseamnă să beneficiezi de suferința lui Hristos. Și Dima a fost un creștin, îmi place să cred, născut din nou. Un tânăr care a înțeles într-un moment dat că Hristos Domnul a suferit și pentru el și a cerut iertare pentru toate păcatele lui înaintea lui Hristos și a zis, Doamne, primește-mă și pe mine, lasă sângele Tău să curgă și în inima mea și să mă spele ca tânăr de orice păcat și de orice fără de lege. Și Hristos a zis, fie! Iată, sângele meu curge peste păcatele tale. Iată, Dima, eu te eliberez. Eu te fac o făptură nouă. Și când pleci de lângă Domnul Dima, v-ai uitat că sângele lui a curs și pentru păcatele tale. Că a existat o zi în viața ta când tu te-ai dat Domnului și când ai cerut ca sângele lui să te spele de păcate. Haideți să ne uităm un pic la cuvântul Domnului din Evrei, capitolul 12, versetul 2 și versetul 3 și să vedem care este privirea care ne dă viață și sănătate. Și după aceea vă voi arăta și care este privirea care ne ucide și ne face neoameni și blestemați pentru vecii vecilor. Evrei, capitolul 12, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Versetul 3. Uitați-vă dar cu luarea minte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Dima, uită-te, țintă la Hristos, pentru că dacă încetezi să te mai uiți la El și la suferințele Lui și la ceea ce a îndurat El pentru a te face fericit, într-o bună zi te vei pierde, îți vei pierde inima, vei cădea și asta fără să te împingă cineva. Doar diavolul este acela care împinge pe oameni să cadă. Nu uita că pentru tine s-a jertfit sânge dumnezeiesc, sângele Fiului lui Dumnezeu, pe care nici eu, nici tu, Dima al zilelor mele, nu avem dreptul să-L călcăm în picioare. Să nu uităm că El a purtat păcatele noastre pe lemn, 1 Petru, capitolul 2, versetul 24. El a purtat păcatele noastre pe lemn. Pentru noi a suferit Domnul. Pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim
pentru neprihănire, prin rănile Lui ați fost vindecat. Nu uitați, dragi tineri și bătrâni, în același timp, nu uitați nicio clipă că pentru mântuirea noastră s-a vărsat sângele Fiului Lui Dumnezeu. Priviți țintă la El, să privim țintă la El, să nu ne luăm privirea nici ochii de la El. Dima, spre nefericirea lui, și-a luat privirea o clipă de la Hristos și a zis, ce tot Hristos, ce tot suferință, ce tot jertfă, ce tot sângele Lui? Hai să mă mai uit și în altă parte. Și știți unde s-a uitat? Unde spune cuvântul lui Dumnezeu că nu trebuie să ne uităm. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15, versetul 16 și versetul 17. Spune aici cuvântul Domnului așa. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Să ne oprim puțin aici. Dima s-a săturat să te privească la rănile lui Hristos, la jertfa lui Hristos, la suferințele sale și a zis, hai să mă uit un pic și spre lume. Privirea spre lume te face ca prezența lui Hristos să se îndepărteze de tine. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Nu poți să iubești și lumea și să te iubească și Dumnezeu în același timp. Dumnezeu te iubește. Câte vreme privești la ranele și suferințele lui Hristos și la prețul de răscumpărare enorm care s-a dat pentru sufletul tău. Dar rămâi cu privirile acolo îndreptate spre crucea Domnului, spre jertfa Lui, spre suferințele Lui. Nu te uita spre lume! Și vom zice, dar cum să ne uităm noi spre lume? Cum ne putem uita spre lume? Și spune versetul 16, versetul următor. Cum? Căci tot ce este în lume. Când ne uităm la lume, asta înseamnă pofte. Și anume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții nu este de la Tatăl, ci este din lume. Și aș vrea să concludem cu următorul verset, cu versetul 17, care spune, și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Acum să citim și ce nu scrie, dar cine nu face voia lui Dumnezeu nu rămâne în viață, ci ce face? Piere împreună cu lumea și cu pofta ei. Primul lucru și prima întrebare pe care pot să-i adresez sincer lui Dima este aceasta. Ai uitat că Domnul a suferit pentru tine? Nu uita, frate și soră, tânăr sau vârstnic, și să nu uităm niciodată că Domnul ne-a mântuit suferind pentru noi și că nu avem dreptul să-L părăsim câtă vreme El s-a apropiat de noi. A căutat să mântuiască ce era pierdut și cei pierduți eram noi. A doua întrebare. Ai uitat, Dima, al zilelor mele, că era implicat într-o lucrare. Nu stăteai fără rod în casa lui Dumnezeu. Era implicat într-o lucrare. Făceai ceva. Că așa e biserica, dă de lucru tinerilor. Și dacă nu dăm noi de lucru tinerilor, frați și surori, să știți că le dă diavolul. De aceea sunt foarte de acord ca tinerilor să le dăm foarte mult de lucru în domeniul spiritual. Și mă necăjesc acei părinți care zice, frate păstor, dar ce tot atâta biserică pentru tine? Ce tot atâta studiu? Ce tot atâta rugăciune? Ce tot atâtea repetiții? Ce tot atâtea cântări? Ce tot atâtea întâlniri de tinere? Și așa mai departe. Da? Ar fi mai bine fără ele? Păi nu, dar să fie mai lejer. De ce să fie mai lejer tinerii? De ce să aibă timp goi în programul lor zilnic ca să le umplă diavolul timpul acela cu ceva? E periculos. Dima, al zilelor mele, nu uita că erai implicat într-o lucrare și că atunci când ai plecat de lângă Pavel și de lângă Domnul, de lângă Hristos, ai dat cu piciorul și în lucrarea bună
pe care o făceai pentru Domnul. Și care este această lucrare? 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 14 și 15. Ne spune în felul următor. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței lui. Și versetul 15, da, eu am spus altceva, frate. Vă rog frumos să-mi dați textele pe care le spun pe retroproiector. Am spus 2 Corinteni, capitolul 5. Versetul 14 și 15. Spune așa, căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și versetul următor zice, și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Iată slujba la care sunt chemați tinerii și nu numai tinerii, ci fiecare dintre noi. Iată ce lucrare avem de făcut, să nu mai trăim pentru noi înșine, ci să trăim pentru Cel ce a murit, pentru Cel ce a suferit, pentru Cel ce a înviat pentru noi. Și mai este o mărturie a lui Pavel la Galateni 2:20 care spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, spune la un moment dat apostolul Pavel, ci Hristos trăiește în mine. Lucrarea pe care o aveam de făcut ca tineri și pe care ai făcut-o și tu, Dima, al zilelor noastre, era aceea de a te pune pe locul al doilea pe tine și de a-L pune pe Hristos în centrul vieții tale. Ai uitat că aceasta era deviza vieții tale. Ai uitat că erai robul lui Hristos, că erai îmbrăcat cu toată armura Lui și că erai o persoană, un ostaș de frunte în armata Domnului. Ai uitat că noi am fost chemați, spune Efeseni capitolul 2, versetul 10, să trăim în lumină, să trăim în fapte bune, să nu mai trăim cum vrem noi, căci noi suntem lucrarea Lui, lui Hristos, și am fost zidiți în Hristos, Iisus, pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Dima, Vovadis, unde te duci? Părăsești lucrarea pe care ți-a încredințat-o Domnul? Îl detronezi pe Iisus de pe tronul vieții tale și lași ca mădularele tale să fie roabe ale păcatului? Nu! Romani, capitolul 6, versetul 16 ne spune că noi trebuie să fim robii lui Hristos. Nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-L ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați? Fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Noi robii cuiva oricum suntem. Ori suntem robii lui Hristos, și atunci este vorba de ascultare, adică ascultăm de Hristos, Hristos este comandantul nostru, stăpânul nostru și ascultând, asta ne duce la neprihănire, ori îl părăsim pe Domnul și ne facem robi ai păcatului și când este vorba de păcat, este vorba și de moarte, căci păcatul duce la moarte. În al treilea rând, Dima, nu știi că lumea pe care tu vrei să o îmbrățișezi nu dă satisfacție? Tu tocmai aceasta cauți, satisfacție, satisfacere 100%, plăcere, dorință, pasiune și n-ai găsit împlinire în Hristos și în biserică, te duci la lume. Lumea poate da satisfacție? Ne aducem aminte de omul lui Dumnezeu Lot și ni se evocă personalitatea lui în 2 Petru, capitolul 2, versetul 7, unde ni se spune că Lot a făcut, și noi știm din Vechiul Testament, că Lot a făcut o alegere greșită. S-a dus la lume, a ales câmpia, putea să aleagă muntele,
dar a zis, băi, nu o să fiu eu lipsit de înțelepciune. Ce-mi trebuie mie munte, singurătate, lipsa civilizației, să n-ai pe nimeni cu care să te distrezi? Și a zis, aleg câmpia. Bine că unchiul meu, Avram, m-a pus pe mine să aleg. Și a ales câmpia. Ce a făcut Lot în lume când a ales lumea și câmpia și Sodoma și Gomora? Zice, și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat în lume, foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați, te duci la lume, Dima. În lume sunt stricați, sunt oameni destrăbălați, sunt oameni care n-au niciun Dumnezeu, care n-au frică de Dumnezeu și nici de păcat. Și vrei satisfacție? Crezi că lumea îți poate da satisfacție? În lume totul e necurat, mai spune 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 17. Și noi nu avem voie să ne atingem de ce este necurat și să trăim. Mă ajutați? Vă rog frumos să nu mai zic a treia oară. De aceea ieșiți din mijlocul lor. Nu intrați în mijlocul lor, ci ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ceea ce este necurat și vă voi primi. În lume sunt lucruri necurate. Lucrurile necurate n-au cum să dea satisfacție. Lucrurile necurate n-au cum să te facă fericit. Și mai spune cuvântul Domnului că noi nu putem sluji la doi stăpâni. Nu putem sluji și lui Dumnezeu și lumii acesteia. Nu putem să ne amăgim sufletul, să fim și cu adunarea și cu lumea. Nu vă duceți în lume oameni ca Dima, tineri, scumpi și dragi, care mă ascultați aici în biserică sau la radio, pentru că lumea nu dă satisfacție. Lumea aduce insatisfacție. Lumea aduce blestem. Atingerea de lucrurile necurate ale lumii acesteia îl îndepărtează pe Dumnezeu, care ne protejează și care ne poartă de grijă, îl îndepărtează de noi. Aș vrea să-ți mai pun și o a patra întrebare. Dima al zilelor mele, nu știi că te așteaptă o judecată? Hai să zicem că pentru o clipă crezi tu că găsești satisfacție în lumea asta și lumea are plăceri de o clipă. E adevărat, are plăceri, dar de o clipă. Poate vei zice, dau cu piciorul în lucrarea frumoasă pe care o făceam când eram inocent, nevinovat, spălat de sângele Domnului, curat, și când mă simțeam și eu bine în sufletul meu și mă iubeau și părinții și frații și ziceau că sunt un tânăr model în adunare. Dar în final, după lupta pe care o ducem, bună sau mai puțin bună, după viața aceasta pe care o ducem, în final, ce ne așteaptă? O judecată. Eclesiastul, capitolul 11, versetul 8, spune așa: bucură-te, tinere, Eclesiastul, capitolul 11, versetul 9. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Și vezi, deci, fratele păstor citește din Biblie acum. Păi, hai la lume! Ce rost a avut toată predica de până acum? Ce rost are toată morala părinților și a bisericii? Dacă însăși Biblia ne îndeamnă să ne bucurăm în tinerețea noastră, să fim cu inima veselă, să umblăm nu pe calea îngustă, cum se spunea, ci pe căile alese de inima noastră și plăcute de ochii noștri. Și ar fi ce ar fi dacă s-ar termina versetul aici, dar dumneavoastră vedeți bine că nu se termină aici, ci este punct și virgulă și urmează ceva uluitor și grav. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată, pentru toate care le faci, fie că le știe cineva sau nu, le cântărește Dumnezeu și va fi o judecată. Tot Eclesiastul, capitolul 12,
Versetul 13 și 14, ultimele două versete din cartea Eclesiastul, spune să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Tu zici, mă bucur că sunt tânăr, mă duc pe căile plăcute inimii mele și ochilor mei și o să vedem noi ce o să fie până la urmă. Vă spun eu și îți spun eu, Dima, zilelor mele, ce o să fie la urmă de tot. O să fie o judecată. Faptele tale nu se pierd și nici ale mele se contabilizează undeva. Și știți că în contabilitate, eu nu prea mă pricep la contabilitate, dar în contabilitate există rubrici cu plus și cu minus, ce intră și ce iese. Și la judecată se va evalua și plusul și minusul, și ce ai făcut pentru Domnul și ce ai făcut pentru firea pământească. Și cum l-ai slujit pe Domnul și cum ai trăit pentru lumea aceasta. Iată care va fi răsplata celor ce fac răul. Romani, capitolul 2, versetul 9. Zice, necaz și strântorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul. Întâi peste iudeu, apoi peste grec. Iată ce va aduce judecata pentru cei ce comit păcatul. Necaz și strântorare. Și nu vom scăpa niciunul. 1 Petru, capitolul 4, versetul 17, ne spune că judecata este gata să înceapă de la noi sau cu noi. Că suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Când va judeca Domnul pe toți oamenii, întâi ne va judeca pe noi. Când va judeca Domnul pe toți tinerii, întâi va judeca pe tinerii casei Domnului. Și nu uitați, necaz și strântorare va veni peste oricine care face răul și care adună păcat după păcat și care satisface poftele tinereții sau ale oricărei vârste pe care o are. Să nu uităm că în final vom da socoteală. Este scris negru pe alb. Să nu ne jucăm cu sufletul nostru, cu veșnicia noastră. Să nu credem că Dumnezeu mai șterge din când în când cu buretele iertării păcatele noastre. Nu! Le-a șters odată pentru totdeauna. Și le mai șterge pe acelea care sunt accidentale. Însă e foarte greu de crezut, cu toate că se mai întâmplă ca pe unii fii risipitori Domnul să-i aducă înapoi, dar de asemenea în Romani 6 se vorbește despre unii care nu mai pot fi aduși înapoi. Sunt unii care au avut parte de o cădere atât de mare încât nu mai pot fi readuși la viață spirituală. De aceea, să nu ne jucăm cu păcatul gândindu-ne la teologia unui Dumnezeu al șansei a doua. Astăzi este foarte la modă această teologie, Dumnezeul șansei a doua. Adică ți-a dat Dumnezeu șansa întâia, te-a mântuit, dar tu, după o vreme, te-ai plictisit, te-ai bălăcit înapoi, te-ai întors înapoi în lume, te-ai bălăcit în păcate și în final vii și dai lui Dumnezeu ruinele vieții tale și Dumnezeu îți acordă a doua șansă. Nu știu de unde au scos-o din Scriptură. Eu n-am găsit a doua șansă. Sunt anumite clauze de care Dumnezeu ține cont, dar n-aș putea garanta unui tânăr, unui Dima a zilelor noastre, care a cunoscut pe Domnul, care a fost spălat de păcatele lui, care a fost născut din nou, care a fost umplut de Duhul Sfânt, n-aș putea să zice, băi, tinerilor, acum trăiți-vă și voi viața. Dacă v-ați plictisit cu noi ăștia bătrâni aici în casa Domnului, mergeți și azi că Dumnezeu e bun și o să vă întoarcă înapoi. Aproape că e la modă o astfel de teologie și e păguboasă, după părerea mea. Eu zic că Dumnezeu dă o șansă egală tuturor oamenilor, dar o singură dată. Și ce se întâmplă cu cel pe care Dumnezeu vrea să-l mai reabiliteze este mai degrabă o excepție decât o regulă. Regula este, te-a mântuit Hristos, stai lângă El. Ți-a spălat Domnul păcatele, nu te mai întina, că nu e sigur dacă le mai spală și a doua oară. E sigur că dacă păcătuim cu voia, nu ne așteaptă o nouă iertare, ci ne așteaptă o pedeapsă groasnică. Nu uita și adu-ți aminte că este o judecată
și că pentru toate faptele tale, dima al zilelor mele, te va trage Dumnezeu la judecată. Dar vreau să închei spunând că dima zilelor noastre nu trebuie să mai uite un lucru. Și anume, nu trebuie să uiți că Dumnezeu a promis o răsplată a umblării cu El. Nu numai o judecată care va aduce moartea pentru cineva care s-a compromis înaintea Domnului, ci are parte de o răsplată orice suflet, tânăr sau bătrân, dacă umblă cu Domnul. Nu umblăm degeaba cu Domnul. Nu mergem degeaba pe calea îngustă. Nu suntem lipsiți de perspectivă și de viitor. Există o răsplată a umblării cu El. Și revenim la textul din Romani 2, am citit versetul 9 care spune: necaz și strâmtorare va veni peste oricine face răul. Să citim versetul 10, să vedeți care este răsplata celui care umblă cu Domnul. Și spune: slavă, cinste și pace va veni peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă! Domnul ne va îmbrăca în slavă dacă îi suntem credincioși. Cinste! Ne va cinsti Dumnezeu cum știe El, cum numai El știe. Și pace, liniște sufletească pentru vecii vecilor, va veni peste oricine face binele. Am să vă dau un exemplu din Sfânta Scriptură și după aceea un exemplu din istoria creștină. La Evrei, capitolul 11, versetul 25 și 26, ni se vorbește despre Moise. Exemplul lui Moise, care a vrut mai bine, zice cuvântul, să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Moise era la un moment dat tânăr, crescut la casa lui Faraon, era un fel de prințișor al Egiptului și avea două perspective. Unu, să-și decline identitatea sa de evreu și atunci trebuia să sufere împreună cu evreii. Moise, ești nebun să recunoști că ești evreu? Păi uite, la casa lui Faraon te poți bucura de plăcerile păcatului, de plăcerile lumii acesteia. Și avea tânărul Moise de dat un mare examen, unul mai mare decât acela pe care tinerii noștri le-au dat până acum, examenul vieții. Stătea Moise în cumpănă și zicea Moise: măi, ce să fac? Să rămân aici la palat, toate plăcerile și desfătările vor fi viața mea. Sau să spun că sunt evreu și să doresc să mă alătur poporului meu, care este poporul lui Dumnezeu. Și atunci mă vor alunga de la palatul lui Faraon, voi fi și eu unul dintre ele care va face cărămiz și noi o să primim ce trebuie pentru ele și o să transpirăm și o să ne chinuim foarte mult. Tu ce alege, Dima, al zilelor mele? Dima al apostolului Pavel n-a ales ca Moise și a zis: ce îmi trebuie mie aici? Suferință lângă Pavel, suferință lângă pocăiți. Mai bine să mă duc la plăcerile de o clipă ale păcatului. Și s-a dus. Nici Pavel nu l-a putut împiedica, nici Hristos nu l-a putut împiedica. S-a dus și dus a fost. Nu se spune că a mai venit înapoi. Dar Moise a biruit în sufletul lui până la urmă cu ajutorul lui Dumnezeu și a zis: nu mă simt confortabil aici la palat. Eu nu sunt egiptean, eu nu sunt lumesc. Nu-mi trebuie plăcerile de o clipă ale Egiptului. Mă duc să sufăr cu poporul lui Dumnezeu. Dar nu uitați că poporul lui Dumnezeu avea o promisiune a intrării într-un Canaan. Și aceeași făgăduință o are orice Moise al zilelor noastre și ar avea-o și Dima dacă ar vrea să rămână lângă Domnul. Un Canaan ne așteaptă, dar nu un Canaan pământesc, ci un Canaan ceresc. Domnul să ne ajute să ajungem acolo. Se spune că undeva au existat 40 de mucenici care au fost pedepsiți pentru credința lor în Mântuitorul și au fost băgați într-un lac înghețat. S-a spart gheața și au fost băgați toți cei 40 acolo. Și aveau să înghețe în lacul acela
pentru credința lor în Hristos. Lângă lac era o cabană în care era foc și cabana era încălzită și li s-a spus așa: dacă vă place în lac, o să înghețați și o să muriți. Și asta pentru că sunteți încăpățânați și nu vreți să renunțați la Hristosul vostru. Dacă totuși vă vine mintea la cap și pe parcursul frigului care vă intră în toate mădularele, hotărâți că nu merită să pierdeți viața asta pentru un Hristos, puteți să ieșiți afară din apă, intrați în cabană, vă scăpați viața și acolo este cald. Niciunul din cei 40 n-a ieșit afară și se îndemnau unii pe alții pentru Hristos, pentru Domnul vieții noastre. Murim, suferim, înghețăm aici, dar nu ne lăsăm de El. Într-un final însă, unul a cedat. Și de-ar fi și din adunarea noastră numai unul să cedeze. Dar mă tem că sunt mai mulți. Acolo a fost unul care a cedat. A ieșit din apă și a fugit spre cabană. Imediat ușa i s-a deschis și a scăpat. În momentul în care s-a produs scena aceasta, unul dintre polițiștii sau gardienii care erau acolo pe mal a sărit în apă. Și colegii au zis: băi, ești nebun? O să mori! Ce ai făcut? De ce ai intrat în apă? Și el stătea în apă fericit. Și zice: măi, nu, voi nu vedeți mai cununile care s-au coborât din cer? 40 de cununi a trimis Domnul până ăștia n-au înghețat de tot, până urmașii lui n-au înghețat de tot. 40 de cununi. Și una acum plutea în aer, că cel de-al 40-lea a refuzat-o, el nu o vedea. Dar i-a deschis Domnul ochii acestui gardian și a zis: am intrat în apă să se pună și pe capul meu cununa, că eu o văd și văd că e tare glorioasă și tare măreață și pentru ea merită să mor. Și a murit în locul celuia care s-a potignit la mal, cum se spune. Frați și surori, să nu ne potignim, să nu ne împotmolim la mal, pentru că dincolo de luptă, dincolo de calea îngustă, este ceea ce a spus Pavel: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Până aici înțelegem. Ce urmează însă? De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept. Dar nu se încheie aici, ci spune: și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Aleluia, slăvit să fie Domnul! Ne așteaptă Domnul cu cununa. E adevărat, calea este îngustă. E adevărat, necazuri sunt pe calea aceasta. E adevărat, suferințe sunt. E adevărat, El n-a promis doar cerul senin. N-a promis că pe cale nu vor fi spini. În cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat. Și pentru Regele Iisus chiar viața ei și-au dat, zice poetul de cântare. Este greu, dar se merită. În final ne așteaptă Domnul cu cununa. Și vreau să închei cu două versete din Apocalipsa. Apocalipsa este cartea sfârșitului. Și sfârșitul acestei predici evocă două dintre versetele acestei cărți. În primul rând, Apocalipsa, capitolul 2, versetul 10, spune așa: fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Iar Apocalipsa, capitolul 3, cu 11, spune: păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Ce ai, dima al zilelor mele, tinere drag, frate și soră, ce ai? Ce trebuie să păstrăm ca să nu ne ia cineva premiul și cununa? Păi, în primul rând, avem iertarea. Păstrează ce ai. Domnul te-a iertat. Domnul m-a iertat. Meritam noi să ne ierte Domnul? Câte păcate n-a rezolvat Domnul în viața noastră? Cât de murdară era viața unora dintre noi? Și Domnul ne-a primit și nu ne-a zis: ești prea murdar, ești prea ticălos, pe tine nu te pot spăla sau nu vreau să te spăl. Ne-a spălat Domnul pe toți. Ne-a curățit. Păstrează ce ai. Păstrează un cuget curat pe care unii l-au pierdut și s-au rătăcit și au căzut din credință. Ce mai ai? Unii avem Duhul Sfânt. Și ce ziceți? Trebuie să-L păstrăm. Frați și surori, Biblia spune: păstrează ce ai. Sunt tineri pe care eu îi cunosc, care au fost iertați de păcatele lor
Și au plâns și am plâns cu ei de bucuria iertării. Au fost pe la stăruință, Domnul i-a botezat cu Duhul Sfânt. Și am văzut cum au primit real Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. N-a fost o mimare, n-a fost un fals, a fost o realitate. Au plâns, s-au zdruncinat din toată ființa lor când Duhul Sfânt i-a luat în control. Și acum nu-L mai păstrează pe Duhul Sfânt, nu mai păstrează un cuget curat. Păstrează ce ai, zice Scriptura, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Ce-i mai prețios decât cununa? Ce-i mai prețios decât cerul? O, Dima al zilelor mele! Pentru că există și urmașa lui Dima. Înțelege ce ți-a spus cuvântul Domnului astăzi și să înțelegem cu toții, pentru că Domnul cred că ne-a cercetat pe toți, pentru sufletele noastre și pentru sufletele copiilor noștri, ale nepoților noștri, este o singură speranță, ca Dima să rămână lângă Pavel, în biserică și lângă Domnul. Și această speranță e la Domnul. Noi ne facem partea noastră și unii, iertați-mă, poate că nu și-o fac. Și dacă nu ne-o facem, îi bai, că partea noastră de părinți și de bunici nu o face Domnul. Trebuie să o facem noi. Noi ne facem partea noastră, dar și Domnul își face partea Lui. Și dacă Domnul nu și-ar face partea Lui, ar fi spulberată toată partea noastră. Dar Domnul își face partea Lui. Să ne facem și noi partea noastră, să fim ca Avram, să poruncim caselor noastre să țină calea Domnului până va veni El. Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze la aceasta. Amin. Ați ascultat cuvântul Domnului, predicat de pastorul Teodor Dronca.